meciul săriști. Totul joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea la 9 și 35 de minute. Suntem live și pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Astăzi cu Dorin din Bistrița. Bună dimineața, Dorin. Salut, Dorin. Bună dimineața. Salut. Bine venit. Bine v-am găsit. Ce faci, Dorin? Am ajuns. E o surpriză pentru tine că ai ajuns în direct? Da. De ce, Dorin? Nu mă așteptam. Nu te așteptai. E bine, e bine. Aici e ok. Ce faci? Acasă, la serviciu, pe stradă? Deocamdată la servici, în birou, cu colegul meu. Bravo, domnule. Ce coleg? Cum îl cheamă pe coleg? Ștefan. Ștefan. Perfect. Salut, Ștefan. Să trăiești, Ștefane. Dorine, păi cum adică deocamdată ești pe tură de noapte? Adică pleci în curând? Păi, se zice un pic, în secție. În secție? Da. Auzi, dar vezi că se aude cu întreruperi. Poți să te duci lângă o fereastră sau ceva? Da. Uh-huh. Ce lucrezi, Dorine? Cu ce te ocupi? Sunt SVT-i. Ce-ai făcut? Ce e? Ce faci? Deci verifică instalații de ridicat. Instalații de ridicat. E bine. Da, macarale, uitoare, în fine. Da. Trebuie verificate întotdeauna. Sunt de acord cu verificarea instalațiilor de ridicat. Și de coborât ar trebui. La coborâre e altul care verifică sau tot tu? Nu, eu le verific pe toate. Deci, practic, verifici instalații de ridicare-coborâre. Da, ridicare-coborâre, normal. Înțeles. Și pe lateral, transversal, se verifică sau numai ridicare-coborâre? Nu, se verifică toată instalația. Deci, Dorin, nu intra în jocul lui, că vrea să te inducă în eroare, vrea să știi cum... Nu, vreau să te faci să te relaxezi un pic. E relaxat, Dorin, eu îl simt foarte relaxat în dimineața asta. Dorine, să știi că avem, să nu fii chiar cel mai relaxat, pentru că avem ai 6 secunde ca să răspunzi la întrebările noastre, da? Da, încerc. Și vezi tu ce faci. Plecând de la 100 de euro, răspuns corect, după aia te decizi de fiecare dată. Ori dublezi suma, dar poți să greșești și banii rămân la noi, sau răspunzi târziu, mă rog, lucruri de genul ăsta. Sau te oprești și rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv. E ok? Da. Okay. Okay. E simplu concursul de azi, Dorin. Adică întrebările sunt accesibile. Câți ani ai? 55. Mulți înainte. Ești... La fel. Ești perfect. Da. Bine, păi hai să începem, nu? Începem de la 100 de euro? Da. Hai să începem. 100 de euro. Dorin. Da. Pentru 100 de euro, să ne spui care este capitala Israelului. Tel Aviv. Acum e toată ziua cu Ierusalimul, cu Ierusalim. E, a fost și piesă, da. Cumva. Da. Dacă au schimbat-o, știam cum a fost acceptată de asta, Tel Aviv. Au schimbat-o... Cred că aia cu schimbata e cu schimbat-o ambasadei. Da. Aia era cu ambasada, dar... Capitala Israelului este Ierusalim. Ierusalim? Da. Asta e. Nu-i nimic. Ne lași cu banii, Dorine, și nu e bine. O vom fi. Se dublează pentru azi, nicio problemă. Se dublează suma de pornire mâine și putem să dăm 1600, ai dreptate. Dorine, îți mulțumim tare mult pentru că te-ai înscris. Și pentru că ai participat și ne întâlnim, sper eu, cu altă ocazie. Poți participa în continuare la concursul nostru. Categoric, da. Da, am ajuns. Eram curios cu întrebarea cu desene animate, dar... Da, o să fie mâine. N-am ajuns până acolo. Poate o păstrezi. O să-i vie vreme. Bine. Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever! Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.